Am revenit la Matinal pe Roz și așa cum v-am promis, continuăm discuția tot în sensul sportului și pentru asta spunem că acei copii care activează în cadrul clubului polisportiv Casa Sporturilor practică o mulțime de sporturi și de foarte multe ori mai obțin și rezultate. Asta mă face pe mine invidios. Mai mult decât atât, toți învață foarte bine. Iarăși mă face invidios. Avem cu noi în această dimineață doi multipli medaliați la schi. Cum arată ei și însoțiți de profesorul lor, care e și președintele clubului. Bună dimineața, le spunem tuturor trei. Costi Bituleanu, președintele, și cei doi, Teodor Tudor și Toma Tudor. Bună dimineața! Băieți, ce faceți? Bună dimineața! Bună dimineața! Când ați luat prima dată contact cu sportul, băieți? Păi eu am luat când aveam 4 ani jumătate. Da. A descoperit mama clubul, Palatul Național al Copiilor din București. Și s-a uitat, s-a gândit la ce sport să încerc și a văzut că există. I s-a părut mai interesantă ideea asta de schi și orientare sportivă. Și s-a gândit să încerc. Și am zis să încerc și mi-a plăcut. Ți-a plăcut și pentru că ai observat din partea părinților o dorință că le-ar plăcea ca lor copil să fie atașat unui sport? Da. Pentru că vrei să spun ceva, și eu când eram mic am la fel, nu mai știam dacă îmi place mie sau îmi place că îl fac fericit pe tata, adică trebuia să stau și să mă gândesc. Dar mai mult ca sigur a început să-ți placă și ție sportul. Da, da, și mi-a început să-mi placă foarte mult și am început să fac din plăcere. Cum a fost când te-ai urcat prima dată pe schiuri? A fost greu la început, a fost nevoie de multă răbdare și muncă. Nu ți-a fost frică? Sincer, nu mi-a fost frică la început. Acum, mai degrabă, mi-este puțină frică de căzături după mulți ani de schi. Pentru că ai început să prinzi viteză pe cârtie și căzăturile nu mai sunt unele ușoare, ci pot fi unele chiar violente la viteza aia. Da. Impactul ar putea fi celălalt corect, altul. Mergem acum către fratele tău, care e acoperit în totalitate de medalii. Cum ai luat tu prima oară contact cu sportul? Când? Păi, la vârsta de 5 ani. Da. Au văzut că este interesant că l-au dus pe fratele meu acolo și că este bine că, că proful este super bun cu noi și ne învață super repede și m-au dus și pe mine. Acum ca de la băiat la băiat, ai putea spune motivul pentru care te-au dus și pe tine la sport a fost că aveai foarte multă energie, rămăsese acasă pe când el măcar mai lipsea puțin? Glumesc, evident. Ți-a plăcut și ție foarte mult sportul și după aceea, printr-o apropiere naturală, ai început practic să vii de bunăvoie, nu? Adică n-a mai fost nevoie să insiste nimeni cu nimic. Da. Cum se împacă pentru tine temele și sportul? Păi eu încerc să le asociez, adică să fac mai întâi temele și după aia să mă duc la sport, adică să fiu punctual cu ele. Dacă ți se întâmplă, în schimb, să ai o parte din teme neterminate și tu încă ești la sport, stai așa cu stresul că, mamă, trebuie să ajung acasă mai repede, să termin și temele alea? Depinde de temă. Depinde de temă și de materie, nu? Da. Dar în cazul fratelui tău, cum stau lucrurile? Dacă vă puteți pasa și microfonul? Păi îmi dozez cumva timpul ca să am timp și pentru sport, super, și super, pentru școală, pentru învățat. Eu am o curiozitate. Ce părere au profesorii voștri de la școală despre activitatea voastră sportivă? Vă susțin? Vă mai iartă cu temele nefăcute? Da, în mare parte între profesori mă iartă. Dacă am vreo problemă, le spun că n-am putut pentru că am avut sport, a trebuit să mă luau un antrenament, am avut un concurs și mă iartă, mă înțeleg. Ai folosit vreodată sportul pe post de scuză că nu ți-ai făcut tema? Poți să recunoști, nu se uită la noi. Păi la fel am făcut cu toți, adică nu trebuie să fie rușine absolut deloc. Dacă ați putea face un clasament al sporturilor practicate, care ar fi pe primul loc? Că ați făcut mai multe sporturi. Păi pentru mine ar fi schiul și... După aia pe 2 și pe 3? Păi am făcut, adică fac și kayak, am făcut și kickboxing, am făcut multe sporturi și not. Dar dacă ar fi așa un top, aș pune schiul pe primul loc, aia cu pe al doilea loc și cred că kickboxing-ul pe locul 3. Super! Și în cazul fratelui tău, cum ar sta lucrurile? Păi și eu aș pune tot schiul pe locul 1, kayak-ul pe 2 și eu am făcut not. Și aș pune notul pe locul 3. Mai practici not? Scuze. Nu, că a venit pandemia și se închisese bazinul când venise pandemia. Și ce medalii ai tu la gât? Că ești așa tot pregătit, accesorizat.
Păi, să le ridici un pic mai sus, da, ca să da, se da, vadă da, și la camera. Da, doar pentru a le vedea și telespectatorii noștri. Cum se aude aici? Păi, de la caiac, ski, înot și concursuri de orientare. Care medalie îți place cel mai mult? Cu care ești cel mai mândru? Asta, de la caiac. Ai obținut-o singură în echipaj dublu? Cu, sau? Cu fratele. Cu frate, cu ajutor. Cu fratele meu. Care e relația între voi doi, fiind băieți? Am un frate mai mare și aștept răspunsul. Bă, avem o relație super bună, sincer. Bravo, bravo. Există un soi de rivalitate între voi? Da, nu știu. Exact. Păi nu știu, eu... Nu știu, nu-mi place să-l văd la ceva mai bun decât mine. De exemplu, l-am văzut la caia că era mai bun decât mine și de-aia... M-am apucat și eu, am luat decizia să mă apuc și eu de caiac, că nu-mi plăcea ideea să fie mai bun decât mine la un sport. Și m-am apucat și eu. Și tu ce medalie ai adus aici? Ia să vedem. Păi, de la caiac, concursuri de orientare, de la ski, înot. Uite, ridicăm să le vadă așa. Ridică mănunchiul de medalii. Tu ai și de la dansuri. Puteți vedea așadar în brațul Gianei. Cum arată un mănunchi de 60 de medalii, probabil? Absolut super copii. Care este medalia ta preferată? Pentru și de ce? Adică spuneți-ne prin ce ați trecut ca să le obțineți. Pentru mine asta ar fi cea mai importantă, cea de la cameră, te rog. Cea de la campionatul național de caiac. De ce? Ce? Ai transpirat mult mai mult pentru. Păi am muncit foarte mult, că a fost la campionatul național de maraton, am avut de tras 10 km în caiac. Obositor și cu ea, sincer să fiu, mă mândresc cel mai mult că a fost cea mai grea de obținut. Bine, nu e deloc unul, dar eu sunt foarte mulțumit de rezultatul pe care l-am avut cu locul 3. După 10 km la caiac, mai poți să ții un pix așa sau îți tremură brațele? Nu mai pot. Da. M-am întins pe niște scaune și am stat acolo. Sunt super solicitate, așa este, membrele superioare cel puțin. Acum, venind, vorbim puțin despre un sport de iarnă. Care este pârtia ta preferată? Păi... Eu schiul practic la pârtia Oprea, la Valea Mare, dar mai degrabă eu prefer pârtia de la Sfântul Gheorghe, de este în, parcă se numea Sugaș Băi, nu știu dacă și pârtia se numește. Da, la Sugaș Băi îmi place cel mai mult, pentru că este pârtia abruptă și mare și prins viteză, adică te simți bine, păi poți să... Dar în același timp ai și emoții dacă prinzi viteză. Da, am și emoții. Și pentru fratele tău? Păi, pe pârtia pe care am început să schiez a fost tot cea de la Oprea, Valea Mare și pârtia mea preferată, sincer, este cea roșie de la Sinaia, că este foarte abruptă. Au fost și momente în care v-ați gândit să renunțați din cauza unei accidentări mici sau mai mari? Sincer, pentru mine n-a fost niciun moment din acesta. Nu știu dacă și pentru el. Nu, eu n-am avut. N-ați avut parte de accidentări care să vă pună cumva întrebarea dacă să mai continuați sau nu practicarea unui sport. Căzături minore, adică nu a fost ceva grav pentru noi. Voi mai aveți timp liber? Da, chiar. Avem timp liber în care să mai ne mai șcălim noi pe telefon, mai ieșim cu prietenii. Adică avem și timp pentru noi. Asta e foarte drăguț. Într-o săptămână care conține 7 zile, din ce știu eu ultima oară, în câte zile voi practic sunteți angrenați în activități de sport și școală? În 5, în 6, în 7? Păi la caiac mergem zilnic, acum avem 2 antrenamente pe zi, unul de dimineață și unul după amiază. Și cu școala, de luni până vineri. În ce context aveți antrenamentele astea? Pentru că eu chiar vreau să subliniez faptul că doresc să le împreună să le urăm succes, fiindcă ei se pregătesc acum pentru campionatele naționale de caiac, care sunt peste 2 săptămâni. Am înțeles. Mult succes! Multă baftă, băieți! Păi și pregătirea unui astfel de campionat ce presupune? Un ritm de antrenamente zilnice? Un regim alimentar anume? Păi să... Consum ouă, pâine, carbohidrați și proteine, cât mai multe antrenamente pe zi, 2 dacă se poate și 3. A bine, să avem și o pauză. Descrie-ne, te rog frumos, o sesiune de antrenament pentru caiac. Păi, de exemplu, ieri am avut un antrenament, 2 km încălzire,
și 3 sprinturi de 2000 de metri, la maxim. Adică intensitate 100%, să dăm cât de tare putem. Și cu revenire 2 km și o tură de alergare, 3 km. Am înțeles. Și ca să răspundă și fratele tău, în cadrul unui antrenament și în cazul unui antrenament de schi, ce facem de la început până la sfârșit? Păi, la început ne luăm o cartelă, normal. Pentru a urca cu telescaunul. Da. Schipas. Da. Schipas. Și ne dăm cam în continuu. Adică eu nu prea fac pauze când mă dau. La fel și fratele, nici el nu prea face pauze, foarte rar, că câteodată poate să fie super obositor acest sport. Mergem de dimineață până seara la pârtii, pauză dacă mai bem o ciocolată caldă, un suc, un ceva, și în mare parte ne dăm într-una fără oprire. Mă gândeam că există niște exerciții specifice antrenamentului de schi, o încălzire aparte care diferă față de ce elemente regăsești la alte sporturi și de aia. Păi, de obicei, profesorul nostru, proful, ne mai face niște trasee de concurs. Ah, okay. Pe care ne pune să ne dăm, să vedem cum ne ducem pe ele. Acum, pentru domnul președinte, pentru cei care practică sporturile de iarnă, ce alternativă se regăsește pentru ei pe timpul verii? Pe timpul verii, noi continuăm activitățile, făcând sport în continuare, în primul rând. Varianta de lucru care nu ne este neapărat la îndemână, dar pe care o practicăm, este să mergem acolo unde este zăpadă. Facem acest lucru făcând stagii de pregătire cu cei de la, cu avansații și cu cei de la performanță, mergând în Austria. Mergem în Austria, am fost chiar în vacanța de Paște, am fost în Zelamze, la Caprun. Deci asta ar fi una dintre variante. Avem în gând să cumpărăm niște schiuri cu role care pot, te poți da și pe iarbă și pe, pe asfalt. Altfel facem celelalte sporturi. Și cine se ocupă de finanțarea acestor activități și a stagiilor de practică pe care le realizați? Dacă vorbim de casa sporturilor, noi suntem cei care inițiem sportivii, adică îi dezvoltăm și apoi ei își caută drumul împreună cu noi. Avem parteneriate contractuale cu diferite entități sportive sau înțelegeri mutuale de prietenie. Ei sunt sportivi legitimați acum la kayak, la Kayak Champions, la domn profesor Marian Baban, și acolo și desfășoară activitatea. Noi nu îngrădim și nu avem niciun interes să oprim sportivii noștri să meargă la alte cluburi. Nu este firesc să îngrădești și să blocheze astfel de manifestări. Și atunci de-aia suntem și prieteni cu toată lumea. Ce frumos! Faceți cadouri extrem de frumoase societății prin felul în care ați gândit. O să avem o discuție separată despre asta. Da. Pentru că suntem într-o situație în care nu este... Cumpănă. Suntem într-o cumpănă, da. Pentru că din ce în ce mai puțin copii vin să facă sport, suntem obligați să mergem noi către ei, să înțeleagă și emisiunile au cumva rostul ăsta, să-i chemăm să se inițieze în a face mișcare, în a înțelege ce înseamnă viața omul care face sport, și dăm importanță, pentru că, mă repet, vin din ce în ce mai puțini, mulți ies foarte greu din device-uri, părinților le convine pentru că au devenit comozi, în schimb nu-și dau seama ce lucruri grave se petrec. Întâlnesc la inițiere la tenis de masă, de exemplu, copii care nu mai știu să meargă, nu mai știu să alerge, nu-și controlează mișcările. Am copil de 12 ani, să lucrezi cu un astfel de copil și cu astfel de copii cu, nu sunt cu nevoi speciale, dar sunt aparte. Și atunci trebuie să te apleci pe problemele astea și satisfacția este enormă în momentul în care reușești să faci ceva. Așa că îndemnăm pe toți părinții să conștientizeze și îndemnăm pe toți din
neamul ăsta românesc, umanitatea, în principiu, are o problemă în momentul ăsta. Are o problemă reală. Dacă nu facem ceva, vom avea din ce în ce mai mulți copii care nu se probleme descurcă. De sănătate, efectiv, exact, sau nu se descurcă exact, în anumite exact. Locuri. Sunt situații în care am remarcat și am și discutat cu oameni de la nutriție, oameni cu de la cardiologi, tot felul de specialiști și am constatat la un moment dat că fiind captați de ecran, de display, uită să respire. Sunt tineri care în momentul în care merg la sală, spun și ei că e o modă acum să meargă la sală, ei nu știu să respire. Pentru că își țin respirația nu, când se uită în dină. Paradoxal este că nici nu clipesc la un moment dat. Adică sunt lucruri atipice care se petrec cu organismul în situațiile astea. Cu ce vine discutat? Clubul în întâmpinarea copiilor? Pe lângă inițierile pe care le oferiți și îi pregătiți pe ei pentru sporturile respective. Păi, în primul rând, avem... Cu un set de echipament, cu... Aici e mai dificil. Aici este mai dificil. Drumul nostru are un parcurs. Acum ajungem și în zona în care cu siguranță vor veni oameni care vor înțelege că dacă nu avem o societate sănătoasă cu care să producem, nu vom mai avea cui vinde. Adică cei care fac afacere ar trebui să-și dea seama că trebuie sprijinite astfel de activități. Cu cine producem pentru cei care au nevoie de așa ceva? În momentul ăsta ne autogospodărim, da? Ne ajută părinții, aduc copiii la activități. Ei merg și la celelalte cluburi și acolo sunt altfel, dar la fel de greu să fac sponsorizările. Cam asta ar fi. Sigur. Dacă ar fi să ne spuneți care sunt obiectivele majore ale clubului, foarte, foarte scurt. Obiectivele majore ale clubului este să creăm o bază de selecție. Okay. Reală pentru că a dispărut. Asta fiind să facă performanță, dar nu fac nimic pentru baza de selecție. Nu ai de unde să mai iei oameni ca să faci performanță. Noi la asta muncim. Noi în zona asta lucrăm cu cea mai mare generozitate. Adică chiar vrem să dăruim neamul ăstuia oameni sănătoși. Baze din care după aia cluburile exact. Sportive își pot alege exact. Pe alese. Exact, pentru că altfel noi clar suntem interdependenți. Ei vor ajunge, nu știu, medici, profesori. Despre finanțarea de care e nevoie, propun să discutăm într-o altă emisiune, unde să dezbatem mai pe larg subiectul ăsta, pentru că mi se pare cumva una din componentele de bază de pe această linie a sportului, pentru ca el să și dea rezultate înapoi societății. Mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm, dragi spectatori, rămâneți alături de noi, pentru că în câteva momente vom avea alături de noi în platou și pe tatăl celor doi campioni, să descoperim și perspectiva unui părinte. Revenim. Am revenit la Matinal pe Roz și așa cum v-am promis, vorbim acum cu părintele celor doi copii. Îl întâmpinăm cu mare căldură pe tatăl celor doi. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum este să fiți părinte de campioni? Cu microfonul, vorbim. Este o mare mândrie și bucurie. Faptul că, din perspectiva asta, părintelui investești în copii și mi se pare că e cea mai bună investiție, în afară de bunurile materiale. Corect. Care sunt oricum trecătoare, cu adevărat investiția este în ei, bineînțeles și noi, de aia căutăm să ne dezvoltăm în continuare. Chiar dacă ei uneori ne mai zic că suntem un pic matusalemici, așa. Dar noi am încercat și încerc să le transmit că e foarte important să faci mișcare, e foarte important să adopți un stil de viață sănătos. Noi am căutat să le fim exemple. Bineînțeles că din experiența personală și de viață știu că părinții sunt principalele exemple ale copiilor. Și atunci am căutat să le arăt cum că citesc o carte, cu toate că la fel. Zic că e pentru 18 plus. Din când în când mai e și obligatoriu. Am căutat să ne vadă tot așa practicând sport.
Asta voiam să vă întreb. Probabil că și dumneavoastră cu soția noastră ați oferit un exemplu încă de la început. Categorie. Părinți apropiați de sport. În ideea asta am și căutat niște activități care să îi atragă și care să îi ajute după aia în formare. Vă dați seama că, am încercat de toate. Și vă felicit, foarte bine că ați făcut lucrul ăsta, pentru că este extrem de greu ca un copil să se îndrăgostească din prima de un sport, să-i rămână dedicat pe viață, devotat, nu se mai mișcă de acolo și face performanță. Ce ați simțit dumneavoastră ca părinte când au venit prima dată cu medaliile acasă? De regulă am fost prezent la marea majoritate a activităților pe care le-au făcut ei. Și atunci am trăit momentele alea pe viu, tot consumul nervos, chiar de atunci, de la locul desfășurării. Exact, de la concurs. Așa, da. Concursul, descătușarea aia. Fără doar și poate. Da. E o mare bucurie și nu cred că un părinte își dorește altceva decât să-și vadă copilul crescând, obținând rezultate și devenind independent și la urmă ajungând un adult care să fie pe propriile picioare. Cred că asta își dorește fiecare părinte. Corect. Acum să intrăm și în detaliul pecuniar din toată discuția asta, cam cât de mare e efortul financiar din partea părinților? Nu este un efort extraordinar. Am susținut. Din păcate nu a trebuit să investim la început o sumă considerabilă. În timp, fiindcă ne-am permis cumva, am reușit să ținem pasul cu efortul lor sau cu sporturile practicate. Ei au trecut inițial pe lângă sportul cu care am început la 5 ani fiecare, că au început cu orientarea sportivă și schiu. În paralel au practicat și dans sportiv, latino și standard. Au mai încercat și alte activități, adică noi am căutat să investim în ei și să le dezvoltăm toate laturile, inclusiv cele artistice. Ne-am regăsit noi mai mult. Ca să-i ajutați să-și găsească drumul. Absolut. Și ce vor să facă mai departe. Și au făcut și instrumente, chitară, pian, au încercat. Bineînțeles că băieții sunt mai puturoși. Corect, aici înțeleg, nu vreau să-i judec deloc. Da, nici n-am insistat. Adică am văzut că la un moment dat s-au oprit. Studiu, greu, adevărul e că la un instrument trebuie să studiezi și să-ți aloci timp. Corect, trebuie să ai o anumită răbdare. Și, i-am lăsat pe ei cât au vrut. Cu siguranță le va prinde bine în viață. Corect, polivalența asta îi va ajuta. Și atunci pentru copii, pentru că dumneavoastră ați spus cum îi susțineți, că sunteți alături de ei. Voi, cum simțiți susținerea asta a părinților? Cum vă ajută? Dacă îmi poți da microfonul, te rog. Păi, ne ajută foarte mult să ne susțină și părinții. Adică fără ei nu am putea să ne ținem de sporturi. Adică trebuie să ne susțină. Să fie acolo, să ne plătească sporturile, să fie acolo cu noi. Ce să ne încurajeze. Își măsoară cuvintele. Cred că partea morală este. Da, cea mai importantă e partea morală, da. Uite, aș vrea să ne explicați amândoi, pentru că și fratele mai mic contează, ce simțiți în momentul în care îi vedeți în tribune, îi vedeți pe margine și mai sunt alea 3-4 minute până începe concursul? Păi, eu simt o mare emoție, că mă gândesc tot timpul la concurență, la că îi văd înainte cum trag și... Să nu-i dezamăgesc, da. Să nu... Mamă, plec cu tata iarăși, da. Mi-o spune în benzinărie după aia. Pe drumul de întoarcere spre casă. Asta mă mai gândesc, da. Și în cazul tău, tot așa o... Da, să nu îmi dezamăgesc părinții. Asta mi se pare cel mai important. Să nu îi dezamăgesc. Ați simțit? Asta vă motivează, de fapt, să dați tot ce aveți mai bun. Când îi vedeți în tribune. Da. Și acum aș o întrebare așa pentru umorul nostru. Care din părinți ține cu cine? În privința celor doi copii, noi am căutat și eu și soția, că suntem cam pe același calapod. Am căutat să nu facem diferențe. Corect. Și le-am arătat lucrul ăsta, că sunt la fel de importanți și iubim pe amândoi în mod egal. Bineînțeles că ei
Între ei, se râcă și zic, bine mă iubești. Nu, cu mine are ceva acum. Nu, am căutat să fim la fel de exigenți și de iubitori, că nu, dragostea asta părintească nu se împarte. Nu, e... repet, ne dorim ca ei să își găsească drumul. De-aia am și fost dispuși să încercăm diferite activități. M-aș bucura și m-am bucurat de fiecare dată când nu au ajuns la rezultatul scontat la fel de facil, ușor, așa, și au trebuit să muncească. Și le-am explicat că performanța vine odată cu timpul și trebuie să, în primul rând, să-și găsească răbdare. Și cu siguranță vine și performanța asta. Așa cum le spun tuturor tinerilor cu care vorbesc, le spun că e foarte important să facă ceea ce își doresc în viață. Chiar dacă nu câștigă bani din prima, așa... Exact. Eu vă felicit foarte mult pentru înțelepciunea de care dați dovadă. Sper să mă lipsiți cât mai mulți părinți de la noi din țară, care după ce își dau copilul la sport, nu-l forțează să devină ceva și nu-l tăbăcesc pe acesta în așa hal încât pentru copil devine un stres și un moment de anxietate și de depresie să se ducă la sport, pentru că dacă n-ajung, cum a spus tata, nu sunt nimic. Nu, eu vă felicit pentru că i-ați creat campioni cu răbdare și pentru că așa este, cu răbdare atingi cele mai mari rezultate. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim mult succes și multă baftă în continuare. La revedere și ne revedem dimineață la Matinal. Da, 7 la 10, zi bună, la revedere, pa, pa!